Ăsta este ultimul clip. Și nu, nu este clickbait. Și da, îmi cer iertare. Îmi cer mii de scuze. Dar despre astea stați până la final, fiindcă vă voi spune mai multe. Până atunci, haideți să vorbim foarte pe scurt și foarte rapid despre ce se întâmplă în țara noastră, în cultură. În primul rând, haideți să vorbim despre Opera Națională București, despre toată situația care a fost și care este în continuare și va rămâne. După cum probabil ați observat, s-a pus Batista pe țambal. S-a făcut liniște. Nu s-a mai spus nimic. Toată lumea este tăcută. De la cel mai bine poziționat în vârf, până la cel mai de jos muncitor din instituția aceasta și din alte instituții de cultură din țară. Și vă întrebați poate de ce. Poate că aveți în minte anumite semne de întrebare legate de situația de acolo. Și da, mulți dintre voi le-ați ghicit. Ceea ce s-a întâmplat la Opera Națională București este o operațiune clasică a serviciilor secrete. Și nu vă gândiți că sunt serviciile secrete SRI, USI implicate la cel mai înalt nivel. Nu. Nu le pasă de Opera Națională, de cultură sau lucruri de genul ăsta. Sunt câțiva generali de pe acolo din serviciile acestea care trebuie să-și primească și ei partea. Înțelegeți? Partea în ceea ce privește finanțele. Și de acolo toată această luptă. La Opera Națională București a fost o luptă între două servicii. Da, între două servicii și două loji masonice. Și nu, astea nu sunt conspirații, sunt chestiuni reale. Poate ați auzit, poate ați văzut, poate știți, poate nu, că Ștefan Ignat ar fi bătut palma cu Daniel Jinga. Ca Daniel Jinga să rămână manager general și Ștefan Ignat să rămână director artistic sau director adjunct sau ceva sub Daniel Jinga. Ei, momentan aceste zvonuri, că le putem cataloga ca zvonuri, nu s-au materializat în ceva oficial, să apară pe site-ul Ministerului Culturii, pe site-ul Operei sau pe oricare altă platformă oficială. Nu, momentan sunt zvonuri. Eu am primit aceste zvonuri, pentru că așa le lăsăm catalogate, de la foarte multe persoane. Alt tip de zvon nu am primit, cum că nu ar fi adevărat. Doar asta, cum că și-au dat mâna. Și o să vă întrebați, dar ce este rău în a-și da mâna și a nu se mai desfința opera într-un final, nu? Păi este foarte rău, fraților, fiindcă asta ne dă de înțeles că la mijloc nu era vorba despre operă, despre cultură, despre artă în general, ci era vorba doar despre niște posturi și despre a putea fura mai departe. Problema este că acum nu o să mai fure doar o singură tabără, o să fure ambele tabere la dublu. Nu o să mai facă golănii doar o tabără, o să facă două tabere la dublu. Și acum să explicăm puțin situațiunea aceasta cu servicii secrete și loji masonice și așa mai departe și mai ales politic implicat în toată chestiunea de la Opera Națională București. Aici pot fi două variante mari și late. Varianta numărul 1, cea pe care o cunoaștem, că Ștefan Ignat a câștigat acel proces prin care trebuia să fie pus manager general, iar când tabăra lui Daniel Jinga și acestora au văzut că acesta a câștigat și știind că au făcut tot felul de golonii la operă, financiare și nu numai, nu voiau să vină altcineva ca să fie descoperite și să ajungă la pușcărie sau în tribunal sau li se strice imaginea, ceva de genul acesta, au scos această hotărâre de guvern prin care se desfințează opera din lumea română, se unesc și toată nebunia aceasta. Asta e varianta numărul 1 pe care o știm toți și în plasa căreia am picat cu toții, inclusiv moi, inclusiv eu. Dar, uitându-mă foarte atent în ultimele două săptămâni cel puțin la toată chestiunea aceasta și pasionându-mă subiectele acestea cu servicii secrete, spionaj și citind foarte mult în ultimii ani despre toate aceste lucruri și despre toate aceste operațiuni și manevre pe care le fac serviciile secrete, a apărut sau chiar a fost, putem să spunem, o operațiune a serviciilor secrete. A unor băieți din servicii secrete, bineînțeles, nu a tuturor serviciilor secrete, că nu se implică aia important care se ocupă cu războaie și chestiuni financiare importante, cu opera națională și lucruri de cultură. O operațiune clasică prin care au dorit să ne distragă atenția și, ce credeți, au reușit. Ne-au distras atenția tuturor. De ce spun chestiunea aceasta? Fiindcă în momentul când se așterne liniștea deodată, se pune Batista pe țambal deodată, asta însemnând duminica trecută, adică acum o săptămână jumătate, duminica trecută, duminica noapte spre luni, când au fost negocieri între Cică, Ignat și Jinga și au dat mâna. În momentul când se pune Batista pe țambal, se face liniște, nu se mai spune nimic nici dintr-o tabără, nici din alta, deodată, este clar că operațiunea a fost condusă de mai sus, de cineva, de ceva, de o putere care controlează ambele tabere. Înțelegeți? Și asta pare exact o operațiune din manualele serviciilor secrete internaționale de a distrage atenția.
Întrebarea care se pune este de la ce s-a distras atenția. Încă nu am găsit răspuns, nu-mi dau seama de la ce au putut să distragă atenția, dar este ceva mai important decât opera națională și cultură. Ideea este că au observat că s-a făcut tam-tam într-o direcție în care nu s-a dorit și în momentul ăla s-a oprit toată situațiunea. Pentru că dacă se făcea tam-tam și mai mare și artiștii chiar protestau cu adevărat, exista posibilitatea ca procurorii și DNA-ul să nu aibă ce să mai facă, aceștia fiind controlați tot de aceste servicii și puteri mai presus decât ei, și trebuiau să intre la opera națională și trebuiau să se lase cu niște capete date jos. Înțelegeți? Cu niște pușcării sau niște condamnări sau niște trimiteri în judecată sau ceva, ceva trebuia să întâmple. La câte nereguli sunt la opera națională acolo, financiare și nu numai, ordin moral și așa mai departe. Deci, asta este varianta 2 cu serviciile secrete implicate, masonerie și politică, bineînțeles, totul controlat de servicii de sus, de toți. Toți sunt sub oblăduirea serviciilor secrete. Am mai auzit păreri cum că mulți îl divinizează acum sau cel puțin îl consideră un fel de Iisus Hristos pe cruce care și-a dat viața pentru noi, pe Ștefan Ignat, că domnule a făcut sacrificiul suprem să accepte funcția de director adjunct sau artistic la Opera Națională București doar pentru a nu se desfința opera. Dragilor, sunteți într-o eroare totală. Și de ce spun asta? Pentru că sacrificiul suprem era să reziști în bătălie, să reziști în război, să reziști să lupți cu instanța, cu puterile statului, cu tot, până la ultima suflare. Dacă tu știai că ai dreptate cu ceva ce ai câștigat în instanță și dacă tu cu adevărat erai un om căruia îți păsa de artă, nu de funcție, nu să fii acolo. Înțelegeți? Că putea să spună, nu dau mâna, nu vreau să fiu în nicio funcție, doar nu mai desfințați opera, punct. Eu nu vreau funcție, nu mă interesează funcția. Și dacă o voi câștiga, o voi câștiga în instanță, cum am câștigat-o, voi merge din nou în instanță și mă voi lupta încă 10, 15, 20 de ani până la pensie, până când moartea mă va lua pe acest pământ, numai ca să demonstrez că eu trebuia să fiu în momentul ăla manager. Dar pe mine nu mă interesează funcțiile, deci nu mă puneți acolo. Asta era o abordare corectă, o abordare de om care se sacrifică pentru artă, pe altarul artei. Dar dumnealui și dumnealor și-au dat mâna. De ce? Pentru că pe ei interesează funcțiile de conducere și doar atât. Și mai interesează puterea, îi mai interesează banii, îi mai interesează influența și cam atâta tot. Nu arta, în general, să fim serioși. Și de ce mai cred că este implicarea serviciilor secrete? Și nu doar cred, să știți că am informații din mai multe direcții și chiar le am pe bune, că au fost implicate serviciile secrete aici. Vorbesc foarte serios, servicii secrete prin masonerie și prin politică. Adică le-au zis băieților, bă băiți, ori vă dați mâna și facem liniște, ori vă țineți de mână și mergem la pușcărie împreună. Cam așa ce că s-ar fi discutat. Partea interesantă este că acel cont, care a fost inactiv din 2009 până în 2024, al lui Vladimir Alexa sau Alexe, de pe care am postat și eu și am comentat ce scria dumnealui, chiar era foarte interesant și mi-am pus eu semnul de întrebare, domnule, cum dă informații din interior și cum știe atât de multe chestiuni și cum vorbește câteodată foarte juridic și foarte interesant cum contul a fost inactiv din 2009, de când a fost înființat până în 2024. Și acest cont a devenit din nou inactiv în noaptea duminică spre luni, de când au început să fie negocierile între cei doi, între cele două tabere, de când i s-a spus că trebuie să dea mâna. Inactiv de tot. Nu postări, nu share-uirea altora, nu mesaje în privat, nu online, nu absolut nimic. Dar nicio vorbă despre toată chestiunea asta. Nimic. De ce mai este o chestiune a băieților în servicii secrete și ei controlează totul? Pentru că doamna ministru al culturii se pare că o ține pe ei. În prostia aia cu textul ăla, că este bine să se unească, că era bine, că pentru cultură acum mai mă bagă și cu muzica populară, că de ce, domnule, ce avem noi cu muzica populară, că este folclorul nostru românesc și trebuie să ținem de el. Nu intru în acest detaliu de stil, de... Nu intru. Doamna Turcan să ducă la domnii de la Moscova, unde a studiat, și la domnii la serviciile secrete, la Academia Serviciilor Secrete, unde a făcut masteratul, și să ne lase în pace. Știm toți că este o acoperită și gata. Dar asta este încă o dovadă că serviciile sunt implicate în contextul în care ei o țin pe-a lor și vor să despartă opinia publică în bucăți, în diferite casetuțe, ca noi să nu mai înțelegem nimic și nici să nu putem uni adevărul și să ajungem la cei din vârf, cei care controlează chestiunea aceasta. Înțelegeți? Când dispersează tot adevărul, este o chestiune absolut special făcută așa. Și cred că tot ce s-a întâmplat, tot scandalul, a fost tot o diversiune și tot o făcătură din partea acestor servicii. După cum ați observat, în ultimele aproape două săptămâni, în afară de mine, că am mai scris ceva, că am mai spus ceva și cam atât, nimeni absolut nimic.
nu a mai spus despre chestiunea aceasta. Domnul Ginga apare în filmări, în fotografii la Opera Națională, unde a reușit să facă ce voia fără să unească Opera Națională cu altă instituție, să facă concerte de muzică pop, să facă tot felul de evenimente în foaier de tot felul de muzici, asta cu ansamblurile Operei Naționale București. Nu au închiriat sala niște entități private și au făcut acele evenimente, nu. Opera Națională cu acele entități și cu ansamblurile Opera Naționale. Deci domnul Ginga a reușit să facă din Opera Națională București Casa de Cultură București. Deci i-a reușit. În concluzie, toți, dar absolut toți managerii sunt cumpărați. Sunt cumpărați de cei de mai de sus decât ei. Le sunt vânduți. Toți au la momentul actual dosarul făcut. Exact cum aveau politicienii pe timpul lui Băsescu și al lui Chiove și cu statul paralel. Toți au dosarul făcut și trebuie doar să se ducă un pas mai la stânga sau mai la dreapta. Greșit, așa cum nu doresc conducătorii lor. Și dosarul este împins către procurori și oamenii ajung la închisoare. Dar toți din țara asta, nu mă refer la unul sau la altul, toți, absolut toți. Și acum vreau să ajung la subiectul zilei. Da, acesta este ultimul clip despre artă, cultură, artiști sau ceea ce fac artiștii sau drepturile artiștilor sau orice aș putea eu posta în lupta pentru artă, cultură și artiști. Și da, îmi cer iertare pentru că am fost prost din nou și am crezut că artiștii se vor uni și că artiștii au un spirit liber în ei, fiindcă asta este artă, libertate. Arta este libertate. Libertate de simțire, de gândire, de facere. Artiștii din țara noastră, cel puțin din țara noastră, nu mai sunt liberi deloc. Sunt constrânși din toate părțile, dacă nu de stat, dacă nu de finanțe, dacă nu de credite, dacă nu de familie, sunt constrânși de ei înșiși. Sunt constrânși. Și da, îmi cer iertare că am crezut din nou, fiindcă la spre finalul pandemiei, eu și împreună cu o colegă actriță, Alexandra Penciu, am organizat vreo două proteste, de la unul am și poză, pentru artiști, pentru că nu se deschideau teatrele, dar erau deschise păcănelele. Și atunci am fost trei oameni în stradă. Eu, ea și încă o persoană din asta, fan al operei. Cred că, nu, patru. Încă două persoane, fani ai operei. În general, ai artei, ai culturii. Da, uitați o poză acum pe ecran, vă pun, de atunci. Noi cu pancarde, cu toate lucrurile acestea, la protest. Atunci mi-au promis, dacă nu toți, că nu vreau să zic toți, majoritatea colegilor mei din mai multe instituții de cultură că vin. Dacă ar fi venit, eram undeva câteva sute de artiști în stradă. Da, câteva sute de artiști. În acel moment am fost patru oameni. Doi artiști și doi fani ai artei, în general. Am fost dezamăgit, m-a durut sufletul și din momentul ăla am început să mă gândesc dacă să plec din instituții, să-mi dau demisia și da, am făcut-o. Mai apoi, în câteva luni, îmi dădeam demisia și îmi vedeam de viață. Greu, dar îmi vedeam de viață. Pentru mine arta înseamnă viață, pentru mine arta înseamnă libertate, pentru mine arta înseamnă suflet, inimă, gândire, pentru mine arta înseamnă felul meu de a simți și de a trăi, felul meu de a fi, felul meu de a gândi, felul meu de a vedea în perspectivă viața și felul meu de a mă uita la lume. Asta este arta pentru mine. Pentru mine arta este cerul și pământul, nord, sudul, estul, vestul. Pentru mine arta este muntele și marea, pentru mine arta sunt păsările, pentru mine arta sunt animalele, pentru mine arta este tot ce mă înconjoară. Pentru mine arta este un infinit de valori pe care nu l-aș putea exprima în cuvinte absolut niciodată. Și tocmai de aceea eu am luat decizia cu ani în urmă să plec din instituțiile unde eram angajat. Fiindcă atunci când am protestat, am protestat pentru voi, pentru artiști, pentru că în momentul ăla eram angajat eu, îmi venea salariul pe lună, eram bine, mersi, puteam să-mi văd de viață, dar am protestat pentru voi, pentru artiștii care nu erați angajați, pentru artiștii care erau colaboratori, pentru artiștii care nu aveați ce mânca, pentru artiștii de care statul și-a bătut joc și le-a dat niște bani și apoi le-a spus că trebuie să dea jumătate înapoi după ce i-au cheltuit banii acestea. Pentru voi am protestat. Pentru voi și pentru artă. Niciodată nu am protestat pentru mine. Întotdeauna când m-am ridicat în fața conducerilor din instituțiile unde am fost, m-am ridicat pentru colegii mei și problemele colegilor mei. Niciodată nu m-am ridicat pentru problemele mele, pentru situația mea, pentru ceea ce mă durea pe mine în materie de mine, ca om, ca artist. M-am ridicat pentru ei, pentru voi. Și întotdeauna am fost dat în jos. Întotdeauna mi s-a pus o mână în cap și am fost împins către pământ și mi s-a pus pumnul în gură. De către cine? De către fix
colegii mei. De către fix colegii mei care după aceea au început să vadă adevărul și să-și dea seama că aveam dreptate și că trebuia să se ia măsuri cu mult înainte. Nu acum, când este prea târziu și când probabil nu se mai poate face nimic sau foarte puțin. Da, este ultimul clip pe care îl fac în legătură cu subiectul artă, cultură, artiști, fiindcă mi-a ajuns, fiindcă m-am săturat, fiindcă, pe românește, mi s-a luat. De ce toate acestea? Fiindcă în toată această perioadă în care eu am postat în legătură cu Opera Națională București și foarte puține alte persoane au mai postat, le numer pe degetele de la o mână, oamenii din țară, artiștii din țară, oamenii de cultură din țară, nu numai de operă, actori, muzicieni, dansatori, balerini și așa mai departe, pictori, sculptori și putem să-i numerăm aici mult mai mulți, au tăcut. N-au spus nimic, absolut nimic. Știu că foarte mulți mi-au dat dreptate fiindcă au ajuns la urechile mele aceste lucruri și știu că foarte mulți știau și știu că am dreptate cu tot ceea ce am spus, fiindcă ăsta este adevărul. Dar nimeni nu are curaj, nimeni nu are curaj, fiindcă toți au salarii, fiindcă toți își doresc să-și plătească creditele, fiindcă toți vor să-și crească copiii, fiindcă toți speră că încă vor mai călca pe scenă și în viitorii ani. Dragilor, vă spun că toate acestea se vor dărui mai devreme sau mai târziu, să știți. Dacă nu luptăm pentru noi și pentru aproapele nostru, tot ce avem în momentul de față se va dărui, dacă nu pentru noi, pentru generațiile viitoare. Și da, viitorul se vede sumbru, din toate punctele de vedere. Artistic, economic, social, moral, sufletește, psihologic. Iar voi în tot acest context ați tăcut, nu ați spus nimic. Iar eu, ca un fraier, ca un prost, ca un naiv, ca un idiot aș putea spune, am căzut în plasa artei. Am căzut în plasa dorinței de dreptate. Am căzut în plasa așa zisei democrații, prin care oamenii se alătură unor proteste, se alătură unui demers civic sincer și real și pentru ei, fără niciun beneficiu pentru cel care face acel demers civic. Ba chiar în detrimentul acestuia, în cauză eu și alții care am avut curaj să vorbim public despre asta. Mulți ați crezut, credeți și veți crede că nu e problema voastră, că se întâmplă acolo la București sau în alt oraș sau în alte instituții și nu vă interesează, nu vă afectează pe voi. Țin să vă anunț că ne afectează pe absolut toți. Nu numai pe mine, nu numai pe voi, nu numai pe oamenii de la București, pe toți ne afectează. Dacă nu acum, în viitor. Și vă va afecta atât de mult încât nu veți ști pe unde să fugiți ca potârnichile. Vă spun sincer că mă doare fiindcă am fost un bou. Am fost un idiot și am fost un om care a crezut în voi, care a crezut în libertatea spirituală a artiștilor din România, că se vor răscula și era un moment să vă răsculați împotriva statului și a ceea ce vă face prin managerii pe care îi pune acolo în fruntea instituțiilor de cultură. Nu a fost să fie. Eu renunț. Eu renunț pentru că nu am nimic de câștigat. Ba chiar am avut, am și voi avea pentru toată viața de pierdut pentru faptul că sunt un om demn, onest, care spune lucrurilor pe nume și care nu are frică de nemernici aceștia din conducere oricare ar fi sau de politicieni. Da, eu mi-am asumat asta când mi-am dat demisia din teatre și de atunci mă chinui foarte mult să supraviețuiesc pe planeta asta efectiv, să mănânc, să-mi bag ceva în stomac la propriu. Fiindcă trebuie să o fac nefăcând artă. Fiindcă trebuie să o fac făcând orice altceva, dar nu artă, ceea ce mă definește și ceea ce îmi place mai mult decât orice. Și da, am preferat să-mi țin coloana dreaptă decât să plec capul și să am 2000 de euro pe lună. Fiindcă la finalul zilei și la finalul vieții nu rămânem cu banii, nu rămânem cu casele, rămânem cu moralitatea, rămânem cu spiritualitatea, rămânem cu demnitatea. Cu asta rămânem la final, dragilor. Și dacă am avea cu toții un pic de luciditate în ultima clipă a vieții, ne-am dat seama câte greșeli am făcut de-a lungul vieții în ceea ce privește moralitatea și demnitatea noastră. Fiindcă lipsa de demnitate a unei persoane poate afecta o masă largă de oameni, poate afecta o activitate a unor persoane, poate afecta viața altora, nu numai a unuia. Și poate vă întrebați, de ce Bogdan renunți așa deodată? Ce s-a întâmplat? Ai fost amenințat? Ți s-au propus anumite chestiuni și vrei să te duci spre ei? Vrei să le accepți propunerile? Nu? Și da, în același timp. În ultimele 2 săptămâni n-am primit nici amenințări, nici propuneri. Până acum 2 săptămâni, până să se pună Batista pe țambal cu scandalul de la operă, am primit și amenințări deopotrivă,
am primit și propuneri. Nu am dat curs niciunora, nici altora. De ce nu am dat curs? Fiindcă eu nu aș mai putea dormi noaptea la propriu dacă aș da curs unei propuneri. Sau dacă m-aș lăsa intimidat de niște amenințări a unor oameni de nimic, fiindcă sunt niște oameni de nimic aceia care trimit pe alții să facă amenințări. Motivul pentru care eu am luat această decizie și fac acest clip este următorul. 1. Acum mai mult timp mi-am jurat eu mie și le-am spus persoanelor din jurul meu apropiate, dacă mă mai implic vreodată în ceea ce înseamnă altă și cultură publică, adică să zic lucrurilor pe nume, vă rog frumos să-mi dați două palme peste ochi și să mă trageți înapoi, să spuneți că sunt proști și să-mi văd de treaba mea, fiindcă oricum nu rezolv nimic și nu se rezolvă absolut nimic. Oamenii au făcut asta, dar eu am continuat. Iar acum fac acest clip tocmai pentru a vă spune vouă public și clipul va rămâne public de acum până când nu vor mai exista rețele de socializare. Dacă vreodată mă mai vedeți implicat cu clipuri, cu postări legat de artiști, de artă, de cultură, că țin cu ei, că trag pentru ei și că zic adevărul în legătură cu instituțiile de cultură din România, vă rog frumos să îmi scrieți în comentarii înjurături. Vă rog frumos să îmi scrieți în privat să mă înjurați, să-mi atrageți atenția, să mă faceți de râs, să mă puneți la zid, să mă puneți la colț, să mă puneți cu picioarele pe jos, pe sticlă spartă. Ok? Vă rog frumos să faceți asta ca să mă treziți, fiindcă eu sunt prost, da, și sunt naiv și cred în oameni și cred în justiție și cred în demnitate și mă va lua valul probabil la un moment dat. Eu sper să nu mă ia, dar mă va lua din nou. Și atunci vă rog să faceți lucrul acesta, pe voi vă rog public să faceți chestiunea aceasta. Și numărul 2, de ce am luat această decizie? Fiindcă weekendul acesta am fost la niște audiții. Am fost în Viena, în Croația și prin Italia. Și cum stăteam eu într-un hostel din Viena, fiindcă, da, când mă duc la audiții, mă duc și stau la hostel. Fiindcă eu nu am salariile artiștilor din România să-mi intre 1000 de euro pe lună plus alte colaborări, fiindcă țin capul plecat, nu. Eu trebuie să muncesc orice altceva, gândiți-vă la orice are, nu are legătură cu cultura, ce trebuie să muncesc eu, ca să pot să-mi strâng bani în câteva luni să fac de una, două audiții, fiindcă toate costă, chiar la modul low budget cum mă duc eu. Și da, eram într-un hostel din Viena, după ce dădusem audiție la Staatsoper și stăteam, ploua afară, torențial, bătea vântul, exact ca Mistralul din Franța. Nu puteam să ies, fiindcă m-a luat vântul pe sus. Umbrela nu funcționa fiindcă era vânt și toată apa era pe mine. Iar eu aveam alte audiții zilele următoare și trebuia să mă protejez. Și stăteam în hostel și ascultam sfărăitul unui coleg de cameră. Miroseam mirosul de ciorapi altui coleg de cameră și trebuia să îndur gălăgia pe care o făcea altul care tocmai veniseră și își scotea din bagaje, își băga din bagaje și lumina aprinsă undeva la 3 noapte. Și stăteam și mă gândeam. Eu fac toate sacrificiile acestea pentru artă, pentru a putea ajunge pe o scenă să fac artă. Atât. Nu pentru altceva. Eu mă sacrific fizic, psihologic și emoțional pentru a încerca să fac artă. Eu muncesc ca să pot să vin să dau audițiile astea tocmai pentru a face artă. Și în același timp, la Opera Națională, domnul Jinga era cu zâmbetul pe buze în niște poze de la un eveniment dedicat evreilor, unde au și anunțat că vor pune o operă în legătură cu evrei și un nazist idiot care i-a omorât în timpul guvernării Hitler. În primăvara anului 2025. Ceea ce în momentul ăla m-am enervat și am zis, bă, dar stai. Adică eu m-am implicat pentru artiști în România fără niciun fel de beneficiu și nu numai fără niciun fel de beneficiu, având toate ușile închise de acum încolo și domnul Jinga și nu numai i-a reușit ceea ce voia. Iar eu mă chinui. Eu mănânc un sandwich pe zi ca să fac economie la bani. Eu merg prin ploaie doar pentru a nu mai lua un tramvai sau autobuz care costă, nu știu, 10 euro, tocmai pentru ca cu banii aia să mai mănânc următoarea zi. Eu îmi iau cel mai ieftin bilet de avion, chiar dacă este în alt oraș, și mă chinui să dorm prin gări, autogări la propriu, prin aeroporturi, doar pentru a prinde niște legături către acel avion, cele mai ieftine legături. Eu trebuie să suport hostelurile cu mirosurile de ciorapi, să suport sfărăitul altora, să suport gălăgia, să nu pot să dorm, să nu pot să mă odihnesc ca să pot să performez ca lumea. Eu trebuie să suport toate lucrurile acestea pentru ce? Pentru a avea demnitate pentru cine? Pentru a avea eu demnitate ca să-i susțin pe artiștii din România, cărora este foarte bine, care câștigă 1000 de euro pe lună,
care au o scenă pe care să practice arta, pe care nu-i interesează altceva decât banii. Și în momentul acela, pur și simplu, cuvântul cel mai potrivit este m-am sictirit. Și punctul nevralgic a fost când am văzut ce a zis doamna ministru al culturii, iar eu eram undeva prin Veneția pe stradă. A trebuit să merg undeva la vreo 10 km ca să ajung la o audiție și eram cu ghiozdan greu de 10 kg în spate și văzând ce scrie doamna zic, băi, eu sunt chiar prost. Adică oamenii ăștia oricum fac ce vor, când vor, cum vor, ce fel vor, cu cine vor. Și eu ca un idiot încă mai cred în democrație și încă mai cred în spiritul civic al oamenilor și mai ales al artiștilor, care, după cum am zis, sunt niște oameni, ar trebui să fie niște oameni liberi, dar nu sunt. Niște spirite libere. Tocmai că artiștii au devenit cei mai indoctrinați din această țară. De ce? Fiindcă toți aparțin de stat. Tuturor le dă bani statul. Mă refer la cei care sunt angajați și cei care colaborează cu instituțiile de stat. De asta sunt îndoctrinați, fiindcă dacă îi comentează, are vedere următorul. Și tocmai ce a spus doamna Raluca Turcan, ministrul culturii, în Comisia pentru Cultură de la Camera Deputaților sau Senat sau ce era acolo, m-a făcut să iau această decizie, să fac acest clip și să deschid ghilimelele, îmi bag picioarele. Am închis ghilimelele în toată această chestiune și să-mi văd de viața mea, oricum ar fi ea. În orice domeniu aș activa eu. Nu contează. Nu este vorba despre asta. Pentru că mi-am dat seama că voi, artiștii, nu mă meritați. Da, nu mă meritați. Nu meritați unul ca mine care să aibă curaj să încerce măcar să lupte pentru voi. Așa cum poate el. Cu toate puterile lui. Fiindcă dacă aveam puteri mai mari, luptam cu ele. Credeți-mă. Și da, nu mă meritați. Îmi pare rău să spun asta. N-am făcut-o pentru voi, ci pentru artă și cultură. Da. Voi nu meritați să se lupte pentru artă și cultură, fiindcă nu vă interesează arta și cultura. Și asta se vede în prestațiile voastre scenice, în toată țara. Putem să numărăm pe degetele de la jumătate de mână artiști din țara asta care fac artă pe scenă. Nu contează în ce teatru este mare sau mic, fac artă. Din păcate, în România, cu cât teatrul este mai mare, cu atât arta este mai puțină. Cu atât arta se diminuează, cu atât spiritul artistic se diminuează, cu atât performanța se diminuează. De ce? Fiindcă oamenii se lasă îndeosebi pe o ureche, fiindcă ei consideră că dacă au ajuns acolo, nu mai au nimic de demonstrat. Au contracte pe perioadă nedeterminată și viața merge înainte pe viață cu acele contracte. Și uitându-mă peste harta României, peste harta României artistică, bineînțeles, poți să vezi doar dezamăgire. Dragilor, și ce să zic, dacă ne uităm la Iași, unde 3 teologi sunt în funcții de conducere a instituțiilor de cultură din județul Iași, 3 oameni care își fac publicitate pe banii statului, 3 oameni care și-au făcut un brand pe banii statului, pe banii voștri, 3 oameni care au profitat de orchestrele și de persoanele angajate în instituțiile acelea de cultură ca să își facă ei propriile lor concerte, 3 oameni care își fac imagine și nu fac nimic pentru instituție. Dacă voi îi acceptați, să vă fie de bine. Vă meritați soarta. La Cluj, dacă voi acceptați în fruntea unei instituții o persoană care nu a știut să-și managereze glasul, propriul său glas, și acum este un dezastru, voi îl acceptați să vă managerieze pe voi toată instituția, înseamnă că sunteți naivi, dragilor. Sunteți naivi. Dacă la Timișoara acceptați unul dintre cei mai slabi artiști ai instituției ca manager în funcția de conducere, voi cum vreți să funcționeze instituția? Cum credeți voi că acea persoană a ajuns una dintre cele mai slabe personalități artistice din acea instituție? Cum credeți? Prin proasta manageriere a propriilor sale valori artistice și calități artistice. Și în contextul ăsta, cum vedeți voi că el va duce instituția pe culmi? Îmi pare rău. Vă meritați soarta, timișoreni. La Craiova vă conduce un teolog. Un teolog. Cum vreți voi să evolueze instituția când vă conduce un teolog care pune o operă două pe lună și o afișează luna respectivă? Cum vreți voi să evolueze instituția, dragilor? La Galați, cum credeți că se va duce acel teatru pe culmile artei sau măcar să fie decent în ceea ce privește partea artistică a oamenilor de pe scenă, dacă în fruntea instituției sunt 2 submediocri, ca să fiu decent, să nu zic slabi, 2 submediocri oameni artistici care sunt în fruntea instituției, care și-au angajat nevestele, care au angajat în teatru, jumate din ei sunt teologi,
cum vreți să evolueze instituția. La Constanța, cum vreți să evolueze instituția când persoana din frunte este un fost colaborator al securității? Cum vreți să evolueze când teatrul de la Constanța mai are un pic și cade peste artiști? Cum vreți să evolueze când la Constanța apar pe scenă aceiași oameni de atâția ani, în afară de angajați, aceiași colaboratori slabi și foarte slabi? Cum vreți voi să evolueze? Cum să evolueze Constanța când în fruntea ei este o persoană care a fost un țărcovnic al regimului comunist, care cânta peste tot cu regimul și pentru regimul comunist? La București, la una dintre cele două instituții, cum să vă evolueze instituția când în frunte este pus un om doar pe baze masonice și doar pe relații politice? Un om care nu știe să schimbe două, trei cuvinte, care își face discursurile cu inteligența artificială. Da, un om care a devenit arogant, un om care este răzbunător și se răzbună pe oamenii din jurul lui acum. Cum vreți voi să evolueze instituția? Cum vreți voi să evolueze instituția când în fruntea instituției este o persoană pusă pe toate aceste considerante venite din fundul orchestrei, din spatele orchestrei, care nici nu știa să salute colegii de instituție în anii trecuți? Cum vreți voi să evolueze instituția, dragilor? Și în cealaltă instituție, cum? Cum? Cum poate evolua? Când în frunte nu va mai fi doar unul, vor fi doi hoți, vor fi doi oameni care fac matrapazlâcuri financiare, emoționale, cu femei în birouri și așa mai departe, sau poate și cu bărbați. Vă meritați soarta. Cum vreți voi ca Brașovul să funcționeze când în fruntea lui este un funcționar public? Cum? Și sub el este un director artistic care are contract pe perioadă nedeterminată. Nu s-a mai văzut așa ceva. Un director cu contract pe perioadă nedeterminată. Cum să funcționeze, dragilor, toate aceste instituții la nivel mare? Cum? Voi nu v-ați întrebat cine conduce opera din Iași când ambii directori sunt plecați tot timpul prin țară cu cântări sau prin afara țării cu cei trei tenori pe banii de multe ori ai statului? Cine conduce instituția aceea? La București cine conduce instituția când domnul Jinga este plecat prin țară și dirigează la București, fiind probabil cel mai puțin timp comparând cu celelalte momente din lună, din zi, din săptămână, din an când este plecat? Dar concluzia la toată această enumerare este una. Vă meritați soarta și vă veți merita soarta în viitor. În continuu, vă veți merita soarta. Fiindcă în momentele cheie când trebuie să spuneți ceva, nu spuneți. Poate vă uitați acum la cei de la radio că protestează. Protestează pentru salarii. Nu protestează pentru artă și cultură. Nu protestează pentru că directorii fură, pentru că directorii fac nemernicii. Nu, protestează pentru salariile lor. Deci tot pentru buzunarul lor. Când veți protesta și voi pentru artă și pentru viitorul artei? Și ca în fruntea instituțiilor, unde sunteți voi angajați sau colaboratori, să nu mai fie oameni de genul acesta, ci să fie niște oameni corecți? Când veți protesta pentru asta? Niciodată. Sau doar în momentul în care vă va afecta la bani și o vor tăia din salarii. Și vine momentul ăla. Vine criza în 2025. Nu vă faceți probleme. Vine. O să vă taie. Dacă nu din salarii, deja din sporuri oricum v-a tăiat. Stați neștiți. Deci undeva 10-15% oricum aveți tăiați cu toți. Asta este în țară, dragilor. Asta se întâmplă în țară. Ca să nu mai zic de opera comică, unde din o instituție de cultură a devenit un bâlci. Este bâlci ce se întâmplă acolo, ca la bâlci. Și nu în sensul rău neapărat al cuvântului. Ce este ca la bâlci, un fel de Disneyland. Un Disneyland mai mic, o copie mai proastă a Disneylandului. Ca să nu mai zic de filarmonicele din țară. Uitați-vă la filarmonici, uitați-vă la Ploiești, unde s-au dat concursurile pentru contracte pe nedeterminat, pe bandă rulată, cui trebuia. Concurs făcut pentru oameni cu studii muzicale, deci puteai să fii și jazzman, și teologici. Uitați-vă la Botoșani, că să fac concerte, să fac spectacole de sute de mii de euro din bugetul local, dragilor. Uitați-vă cine conduce instituția de la Botoșani. Un om care cântă la nunții botezuri pe mese. Un om care cântă la petrecerile politicienilor pe mese. Uitați-vă cine o conduce. Un impresar artistic ce are pe ginerele său consilier la primăria din Botoșani. Da, uitați-vă cine conduce toate instituțiile acestea. Eu aș putea continua mult și bine așa. La câte informații am și la câte știu și la câte nu spun și nu dau pe piață, fiindcă mai are niciun sens, vă rog să mă credeți, pentru că nu veți face nimic. Adică nimeni nu mă va ajuta, dacă pot zic așa, să protestăm împotriva acestor oameni și poate să fie dat jos acești oameni din funcțiile în care sunt. Nu, ei vor continua până probabil se vor sătura cei deasupra lor care îi conduc și vor spune gata următorii că voi nu mai furați cât trebuie pentru noi. Pentru că nu vă gândiți că ăștia din frunte fură pentru ei,
Ei păstrează 50% din tot ce fură. În rest, fură pentru băieții din servicii, pentru politicieni și pentru masonei lor. Atât. Atât. Vreau să vă zic că am pornit cu gândul la acest clip, de două zile mă gândesc la el, să vorbesc urât, să fac urât și să folosesc cuvinte, dacă nu nasoale, injuroase, adică să fie urât. Dar am reușit să mă potolesc și să vă vorbesc frumos, să vă explic, fiindcă ăsta este ultimul clip pe care îl fac în materie de artă și cultură. Ce voi face de acum va fi doar un fel de cronică critică la adresa artiștilor, la adresa prestației artistice ale cel puțin soliștilor vocali din România, unde mă voi duce și voi vedea spectacole când voi avea timp și când voi putea. Și voi face cronici din astea, video. Da, și voi spune pe bune, cui bate vocea, apropo de Opera Națională la terță, cine nu s-aude din sală, apropo de Opera Națională, cine cântă în gât, cine cântă nazal, cine nu știe să cânte tehnic, da, cine nu face frază, cine, la dirijor, cine dă din mâini degeaba, fiindcă oricum orchestra nu ascultă, exact. Da, cam așa se pune problema. Și voi face toate lucrurile acestea, cum se făceau cronicile în trecut. Sincer, onest, fără părtinire. Dacă pe scenă va fi un prieten sau o persoană apropiată mie, voi spune, despre această persoană nu o să vorbesc, despre acest artist nu o să vorbesc, fiindcă mi-este mai apropiat și nu voi putea să fiu obiectiv. În contextul acesta, decât subiectiv, mai bine deloc. Dar cu restul, să vă pregătiți, dragilor. Să vă pregătiți, fiindcă va fi măcel. Va fi măcel. Pentru că majoritatea din voi sunteți praf. Sunteți praf și pulbere. Îmi pare rău că trebuie să o zic, ăsta este adevărul, chiar dacă voi stați pe scene și cântați și sunteți și aplaudați de trei sferturi în sală cu invitații, nu aveți valoare, să știți. Valoarea voastră s-ar fi văzut dacă aveați curaj și demnitate să protestați pentru artă și cultură. Atunci se vedea valoarea voastră umană și că vă păsa de artă și cultură. Da, în contextul ăsta, nepăsându-vă, nu aveți valoare. Și când nu ai valoare umană, valoarea artistică pierde. Vă rog să mă credeți. Fiindcă tot ați judecat-o pe Angela Gheorghiu cu situația la Seul cu Bisu, cred că întâi ar trebui să vă uitați în grădina voastră, înainte să o judecați pe ea, înainte să o aruncați la gunoi artistic, pentru că uman a făcut o greșeală acolo. Da, dar voi uman sunteți mai jos decât ea, nici nu se pune problemă. Măcar ea este artistic cineva. Voi nici artiști nu sunteți, nici artistic nu sunteți cineva. Și da, am fost rău acum și voi fi și mai rău, voi fi al naibii de rău, voi fi probabil cel mai urât om din România de către foarte mulți artiști. Asta e, dragilor, vă asumați să urcați pe scenă, trebuie să vă asumați și critica, nu doar aplauzele. Ăsta este adevărul, asta este viața, în asta ne-am băgat. Ce a fost furtuna Boris în Europa? Să vedeți ce vine peste voi, dragilor. Din toate punctele de vedere și pe lângă asta o să vă mai adaug și eu, făcându-vă de râs cât meritați, bineînțeles, pentru prestația artistică pe care o să o aveți pe scenă sau scene. Nu mă voi feri să vă zic că vă bate vocea, dragilor, să știți. Absolut deloc. Sau că sunteți tenori. Sau că sunteți soprane și nu mezzo. Nu mă voi feri. Pentru că meritați să se spună adevărul despre voi, despre cum vreți să păcăliți publicul. Pentru că acest manager pe care ați acceptat de ani de zile a slăbit calitatea publicului prin slăbirea actului artistic, aducând interpreți din ce în ce mai slabi, producții din ce în ce mai slabe, publicul și-a pierdut valoarea din urechi și nu mai știe exact cum trebuie să audă un glas, cum trebuie să sune, cum trebuie să se cânte. Fiindcă dacă astăzi aduceți generația de aur din anii 50, 60, 70, 80 din România și puneți să cânte pe scenă, publicul va lua razna. O va lua razna în sensul că nu vor mai înțelege, vor spune, băi, ce cu ăștia de acum, că ăștia nici măcar să intre la liceu de artă la cantul nu merită. Dar nu merită să fie pe prima scenă lirica țării, ar ce nebunit de tot. Despre ce vorbim? Vă mulțumesc că ați fost atenți. De acum, începe furtuna. Pregătiți-vă.